Dragii mei, vă invit să deschideți împreună cu mine Cartea Sfântă la Evanghelia după Luca, capitolul 19, unde vom da citire câtorva versete, începând de la versetul 28 în jos. Pagina 1015, Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 28, Cuvântul Domnului. După ce a vorbit astfel, Isus a pornit în frunte și se, ui, se suia spre Ierusalim. Când s-a apropiat, apropiat de Betfage și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce dezlegați? Pentru ce îl dezlegați? să spuneți așa, pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Isus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis, pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns, Domnul are trebuință de el și au adus măgărușul la Isus. Apoi și au aruncat hainele pe el și au așezat pe Isus călare deasupra. Pe când mergea Isus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau, Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei, din norod, au zis lui Isus, învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zi, peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor impresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin. Vă invit să vă reașezați. Predica din dimineața aceasta am intitulat-o O șansă pierdută, iar alta oferită o șansă pierdută, iar alta oferită. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, lansasem aici provocarea pentru a face împreună cu familiile doritoare și care sigur își permiteau lucrul acesta, să facem împreună o excursie în Israel, în Țara Sfântă. M-am gândit că altfel este când vezi locurile acelea Chiar dacă s-au schimbat și s-au modificat de atunci, dar au păstrat foarte mult ca un loc turistic. Venisem din Statele Unite în 2018 dintr-o vizită care făcusem în America, și acolo mă întâlnisem cu un frate păstor care locuia în Israel și uh, uh, era și ghid. Și aranjasem cu el, și uh, mi-am dorit mult lucrul acesta, nu s-a mai putut realiza, însă Aș vrea în dimineața aceasta măcar să încercăm. Măcar să încercăm să mergem cu gândul în acele locuri și în acele vremuri. Pentru a înțelege mai bine trebuie să avem câteva informații legate de acestea, de loc geografic și contextul în care s-au petrecut aceste evenimente. Când vorbim despre Ierusalim, dragii mei, Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu. În Ierusalim se găsea templul lui Dumnezeu. Ierusalimul este așezat pe vârful muntelui Moria. Nu știu, vă sună lucrul acesta? Muntele Moria? Dacă ne uităm în Geneza, capitolul 22, cu versetul 2, acolo găsim scris momentele în care Dumnezeu i-a vorbit lui Avram și i-a zis Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune eu. Se pare că este vorba de același munte pe care se află acum așezat Israel, Ierusalimul același munte Moria. La răsărit de uh, Ierusalim este un alt munte numit Muntele Măslinilor. Uh, când urci acest munte al măslinilor, la baza lui sunt acele grădini de măslini printre care și cunoscuta sau renumita grădină Ghețismani. Uh, Știți că în grădina Ghețizmani, Domnul a agonizat înainte de a fi prins, înainte de a fi judecat, înainte de a fi bătut și apoi crucificat și spune cuvântul lui Dumnezeu că a agonizat atât de mult încât sudoarea, picăturile, transpirația, sudoarea feței s-au transformat în picături mari de sânge. Apoi, tot în grădina aceasta Ghețismani, găsim scris în Sfânta Scriptură că Domnul obișnuia deseori să meargă acolo, să meargă în grădina Ghețizman. Și evanghelistul Luca, în capitolul 22, cu versetul 39, relatează lucrul acesta și spune După ce a ieșit afară, adică după ce cina cea de taină, zice, s-a dus ca de obicei unde? În muntele măslinilor. Ca de obicei. Domnul Isus obișnuia să meargă acolo, în, în grădina ghețizman și acolo să aibă un timp de părtășie, de rugăciune. Muntele Măslinilor ocupă un loc important în istoria uh, Israelului. Cu vreo mie de ani înainte de evenimentul acesta al floriilor, David urca muntele acestea al măslinilor. Plângând, spune cuvântul lui Dumnezeu, fugind de fiul său, Absalom, care căuta să ia viața și care căuta să ia totodată și tronul. În 2 Samuel, capitolul 15, începând cu versetul 17, spune așa: Împăratul a ieșit astfel și tot poporul îl urma. S-a oprit la cea din urmă casă și toți slujitorii lui, toți cheretiții și toți peletiții au trecut alături de el și toți gatiții în număr de 600 de oameni veniți din gat, după el au trecut înaintea împăratului. Toți ținutul plângea și scotea țipete mari la trecerea întregului popor. Împăratul a trecut apoi și el pârâul Chedron și tot poporul a apucat pe drumul care duce în pustie. Și acum vă rog să fiți atenți. David a suit dealul Măslinilor. Suia plângând și cu capul acoperit și mergea cu picioarele goale, și toți cei ce erau cu el și-au acoperit și ei capul și suiau plângând. Dragii mei, în dimineața floriilor, pe același munte, dar de data aceasta în sens invers, Domnul Isus Hristos coboară acest munte al măslinilor și Vreau să vă spun că tot după acest munte al măslinilor, Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer după învierea sa glorioasă. Deci este muntele Moria cu Ierusalimul și față în față cu el este muntele măslinilor. Cei doi sunt despărțiți printr-o vale care se numește Valea Chedronului, pe unde de altfel trece și pârâul Chedron. Deci dacă urși panta muntelui măslinilor spre răsărit, este un fel de platou mare, imens, pe care se găseau mai multe sate așezate, printre care și cele două sate care sunt atât de cunoscute nouă, Betania și Betfaghe. Uh, Betania este un nume foarte cunoscut, spuneam, și totodată este un nume și un loc drag Domnului Isus Hristos. Pentru că în sabatul acela, dinaintea floriilor, Domnul Isus Hristos poposește în Betania. Apoi, în săptămâna mare, în fiecare seară, Domnul Isus se retrăgea în Betania. Ziua mergea la Ierusalim, propovăduia Evanghelia și seara se retrăgea în Betania. Acolo, în Betania, Domnul Isus Hristos l-a înviat pe Lazar. Tot acolo a poposit în casa lui Simon Leprosu, despre care se vorbea seara aici. Apoi este cel de-al doilea sat pe care l-am amintit, satul Betfaghe. Dragii mei, în satul acesta, așa cum am auzit citindu-se, Domnul Iisus Hristos a trimis pe doi dintre ucenicii săi ca să deslege măgărușul și să-l aducă să încalece pe el. Și aici se vede dumnezeirea lui Isus Hristos Isus este Mesia Isus este trimisul lui Dumnezeu Isus este adevăratul proroc și dacă ne uităm și recitim puțin de la versetul 29, de unde s-a citit, spune așa, Când s-a apropiat de Betfaghe și de Betania înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis, Duceți-vă în satul dinaintea voastră. Și acum vă rog să fiți atenți. Când veți intra în el, veți găsi. De unde a știut Domnul Iisus Hristos ce o să găsească ei? veți găsi un măgăruș legat. De unde a știut Domnul Iisus Hristos că ei, or să, când vor intra în sat, vor găsi un măgăruș legat? Știți de unde? Pentru că El era adevăratul proroc, binecuvântat să-i fie numele. Lucrul acesta, dragii mei, s-a petrecut în Betfaghe. Dar să vedem evenimentele care au loc aici, acum, de flori. Spuneam că este săptămâna premergătoare Paștelor. Mulțim din toate părțile vin la această sărbătoare. Știți ce se întâmplă? Evreii știu că ei trebuie să participe la aceste sărbători pe care Dumnezeu le-a poruncit pentru ei. Și din toată țara și din afară, din împrejurim, cu toții, vin în perioada aceasta la Ierusalim pentru a petrece aceste sărbători. Și cu toții sunt cazați care pe unde găsesc. Imaginați-vă că Ierusalimul era supraplin, era ocupat la refuz. Și atunci mulți dintre ei au mers în Betania, în Betfaghe, în satele de prin prejurimi, care unde a găsit cazare. Însă, în această dimineață, numită dimineața floriilor, în ziua de flori, cu toții coboară panta muntelui măslinilor, din hanuri, din locurile de cazare, fiecare pe unde a găzduit și a adormit. Și cu toții au același cel și același scop, să meargă la Ierusalim. Deodată, aceste mulțimi și acești pelerini, acești oameni îl zăresc pe Domnul Isus Hristos, pentru că cu toții se îndreptau spre Ierusalim, cu toții uh, luau același drum și îl zăresc pe Domnul Isus Hristos și vin cu toții, se adună în împrejurul lui, în față și în spate, cu ramuri de finit, cu mare alai, au început să cânte, au început să aplaude, au început să se bucure, au început să-și așterne, așterne hainele, pe jos, au început să rupă ramuri de finic din copac și să creeze o mare sărbătoare. Și în timp ce se bucurau, Evanghelistul Matei, la capitolul 21, începând cu versetul 7, relatează în felul următor, spune că a adus măgărița și măgărușul și au pus hainele peste ei și el a șezut deasupra. Cei mulți din orod au hainele pe drum, alții tăiau ramuri de copa, din copa și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau, Osana fiului David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Osana în cerurile prea înalte. Și acolo nu erau puțini oameni, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune că noroadele, erau mulți oameni adunați acolo, noroadele care mergeau înainte și noroadele care veneau după el. Oamenii care veniseră pentru sărbătoarea aceasta a Ierusalimului, și nu erau puțini, pentru că evreii aveau o lege. Știau că trebuie să meargă la Ierusalim în această perioadă și să țină această sărbătoare instaurată de Dumnezeu. Întrebarea se pune de ce? De ce au procedat noroadele așa? Dragii mei, acesta era un obicei, așa cumva în genul acesta procedau atunci când ei vroiau să pună un împărat, când vroiau să pună un rege. Nu să mai citim, dar în doi împărați ne este arătat momentul când Iehu, este încununat să fie împărat peste Israel și mai găsim și alte referințe. Dar totuși, pentru ce făceau ei lucrul acesta? De la versetul 36 în jos din textul citit în ziua de astăzi spune Pe când mergea Iisus, oamenii și așterneau hainele pe drum și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui măslinilor, Toată mulțimea ucenicilor plină de bucurie a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare și acum vă rog să fim foarte atenți. Au început să laude pe Dumnezeu cu glas tare, așa cum am spus mai devreme, da? De ce? Pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ce așteptări aveau oamenii aceștia? În sfârșit, avem pe cine să punem împărat. În sfârșit, rezolvarea situației noastre, nu? Și evanghelistul Marcu, în capitolul 11, cu versetul 9, spune că cei ce mergeau înainte și cei ce veneau după Isus strigau, „O sana binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și acum uitați ce spune mai departe. Binecuvântată este împărăția care vine. Însă nu doar că vor avea o împărăție și un împărat, dragii mei. Și uitați ce împărăție continuă și spune, împărăția părintelui nostru David. Pe lângă faptul că David a avut o împărăție puternică, ce vă spune lucrul acesta? Ce ne dă de gândit lucrul acesta? În primul rând, că totul era materialist. Așteptările lor a oamenilor, a norodului, a noroadelor, a mulțime de oameni care s-au adunat acolo și aclamau și îl, îl, îl ridicau un slăv pe Domnul Isus Hristos. Așteptările lor erau materialiste. Pentru ce lăudau? Pentru ce îl vroiau împărat? pentru toate minunile pe care le văzuseră. Așa să te întreb în dimineața aceasta, dragul meu, pentru ce îl cauți tu pe Dumnezeu? Care este scopul tău pentru care îl cauzi pe Dumnezeu? Pentru ce ți-ai pus nădejdea în Dumnezeu? A fost pandemie? Este război? Vine criza foamei, duci lipsă de ceva, vrei să te pui cumva la adăpost și știi că Dumnezeu este adăpostul și sprijinul tău. Care este motivul pentru care îl cauți pe Dumnezeu? Problema acestor oameni nu era mântuirea pentru care venise Mesia, Problema acestor oameni nu era refacerea legăturii între ei și Dumnezeu sau rezolvarea păcatelor din viața lor. Nu, nici de cum. Ei ziceau, acesta este Isus, descendentul lui David, eliberatorul lui Israel. Regele care va instaura glorioasa împărăție a lui Israel. Aceasta era gândirea lor, aceasta era mentalitatea lor, aceasta era dorința lor de altfel. Și întrebarea se pune, cum gândeau ei ca un om simplu, așa cum era Domnul Isus Hristos, nu? Un om simplu să instaureze o împărăție, așa cum și o gândeau ei și o doreau ei. Cum gândeau ei ca un om simplu să devină împăratul acestei împărății? Un om simplu fără armură pe el, fără măcar o sabie în mână, fără măcar o pregătire militară fără măcar să fi încălecat pe un cal care să-i dea o prezență, să-i dea o, o autoritate. A încălecat cu un amărât de măgăruși, Iertați-mă că spun lucrul acesta, dar spun lucrul acesta pentru că știm că măgarul este un animal încăpățânat. De multe ori, în loc să meargă înainte, el merge înapoi sau nu respectă comenzile. Dragii mei, un om în felul acesta să fie liberatorul poporului de sub și vă rog să fiți atenți, de sub dominația Imperiului Roman. Era vorba de un imperiu. Nu era vorba de o țară, eu știu, vecină care a venit și a ocupat. Era vorba de Imperiul Roman acolo. Însă totuși, ei știau ceva. Ei știau ceva. Știau că și doar cu puțin timp în urmă, acest Iisus, care părea un om simplu, a stat în fața mormântului lui Lazar și cu glas tare a strigat, Lazar, ieși afară! Și la ușa mormântului s-a prezentat Lazar, viu, înviat, binecuvântat să fie Domnul. Ei știau că Iisus vindecase pe orbul Bartimeu. Ei știau că acest Iisus mulțise pâinile și peștii și nu la un grup de părtășie, un grup de oameni, ci la câteva, la câteva mulțimi de mii de oameni. Domnul Iisus Hristos a mulțit și a făcut minunea aceasta. Ei mai știau că atunci când era în corabie cu ucenicii, s-a strănit o furtună mare și la un moment dat s-a ridicat în picioare și a făcut ceea ce nimeni n-a îndrăznit să facă vreodată. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a certat vântul și a certat marea și a zis, taci fără gură. Și marea s-a liniștit, binecuvântat să fie Domnul. Ei știau toate aceste lucruri, dragii mei. Ei știau că se dragi, eliberase, făcuse atâtea minuni. Știau lucrul acesta. Însă, așteptările lor erau doar materialiste, doar pentru nevoile trupești, doar pentru pâine și pește, doar ca să fie vindecați și să fie eliberați de romani. Acestea erau așteptările lor. Iar când el le-a vorbit despre împărăție, le-a zis: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Le-a vorbit despre cu totul și cu totul altă împărăție. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra unde? În care împărăție? În împărăția cerurilor. Aceasta e împărăția despre care le vorbise Domnul Isus Hristos și ei n-au înțeles. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem de unde a venit confuzia aceasta în mintea lor și în gândurile lor. În Luca 17 cu 20, spune că fariseii l-au întrebat pe Isus: Când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, el le-a zis: Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa în așa fel ca să izbească privirile. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în felul acesta cum procedați voi în ziua de flori. Că v-ați adunat mulți multe dinainte și dinapoi, v-ați așternut hainele pe jos, ați rupt creni și definit și ați început să strigați și să creați un moment de sărbătoare. Împărăția lui Dumnezeu nu vine așa. Și continuă cuvântul lui Dumnezeu și spune, nu se va zice, uite aici sau uite acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu este în inima ta. Împărăția lui Dumnezeu este în inima ta. Este în inimile noastre, binecuvântat să fie Domnul. Atunci când guvernatorul Pilat îi cere socoteală Domnului Iisus Hristos, când era judecat, îi spune Domnul, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ioan 18 cu 36 Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Și acum să fiți atenți. Dar acum... Mi-a dat mult de gândit uh, cuvintele acestea. Dar acum, împărăția mea nu este aici. Revin. Dar acum în momentul ăsta, în timpul acesta, împărăția mea nu este aici. Și imediat m-am dus cu gândul în cartea Apocalipsei, unde vorbește despre mileniu, unde vorbește că Domnul Iisus Hristos, după ce își va fi răpit biserica la cer, va coborâ împreună cu mireasa lui, va coborâ pe pământ unde va domni ca împărat timp de o mie de ani. Domnul Iisus Hristos n-a spus că împărăția mea nu este deloc de pe pământ. A spus așa, dar acum împărăția mea nu este de aici. Iisus a știut lucrul acesta că așteptările lor, dragii mei, erau așteptări materialiste. Erau oameni materialiști. De aceea, evanghelistul Luca relatează despre Domnul Isus Hristos, așa cum am citit, în versetul 41 spune, când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a făcut ceva. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, călare pe măgăruș cum se afla, n-a zis, asta este cetatea pe care merg acum și pun mâna. Este cetatea pe care o iau în stăpânire. Este cetatea pe care o voi conduce ca rege, ca împărat. Domnul Isus Hristos spune: Când a văzut-o, Isus a plâns pentru ea. Isus a plâns pentru cetate. Isus a plâns pentru Ierusalim. De ce? Pentru că Israel a pierdut șansa. O șansă pierdută. Și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Uitați-vă ce contrast. Ce contrast. Toți se bucură. Sărea un sus de bucurie cu ramuri de finic. Osana! Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Aleluia! Glorie! În sfârșit avem un împărat. Sărea un sus, se bucurau, se dezbrăcau de haine. Nu știu dacă mai aveau a doua haină în, în garderopă. Dar n-a contat lucrul acesta. A pus-o pe jos să treacă măgărușul peste ea. Și de partea cealaltă, Domnul Iisus Hristos plânge. Domnul Iisus Hristos plânge. Am stat și m-am gândit ce-o fi fost în mintea, în gândirea acestor oameni când l-a auzit pe Domnul Iisus Hristos lucrul acesta, spunând lucrul acesta dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Poate că s-au dus la Domnul Isus Hristos și a zis, Doamne, noi tocmai pentru că vrem pacea, vrem să te punem pe tine împărat. Ca să iei de gât pe asupritorii ăștia care nu ne dă pace și nu ne lasă în pace. Să scăpăm de această asuprire romană, Doamne! Să scăpăm de taxe și suprataxe! Să scăpăm de impozite! Să scăpăm, Doamne, de birul cezarului, care suntem obligați să-l dăm de fiecare dată! Însă Domnul făcea referire la o altă pace, dragii mei. Vă las pacea mea? Vă dau pacea mea! Nu vă dau cum o dă lumea! Apoi, pacea lui Hristos, care, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, ce să facă? să stăpânească, să domnească unde? În inimile voastre. De ce în inimile voastre? Pentru că acolo este și împărăția, tot în inimile voastre. Este o pace lăuntrică și este o împărăție lăuntrică. Binecuvântat să fie Domnul. Apoi continuă Domnul Isus și spune: Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi o șansă pierdută. Și rostește Domnul Iisus câteva lucruri grele, grozave pentru Israel, ceea ce urma să se întâmple. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. De ce? De ce? că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. O șansă pierdută pentru Israel și o șansă oferită pentru neamuri. A venit la Isai, se spunea la timpul de rugăciune aici, adică la poporul Israel și ai săi nu l-au primit. Șansa pierdută. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică a lui Isus Hristos, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Șansă oferită, șansă oferită fiecăruia dintre noi. Lăuda să fie Domnul! Dragii mei, privind în urmă, sunt multe greșeli care s-au repetat de-a lungul istoriei. Și vreau să privim la câteva greșeli din textul citit, făcute de Israel, ca noi, la rândul nostru, să nu cumva să le repetăm. Ca noi, la rândul nostru, să nu le repetăm. În primul rând, că nu au cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea. Au avut un timp și timpul acesta a expirat versetul 42. Dacă ai fi cunoscut, dacă ai fi cunoscut, asta înseamnă că ei nu au cunoscut. Măcar, dacă ai fi cunoscut, măcar în această zi. Adică, măcar acum. Și așa cum spunem noi românii, măcar în ceasul al 12-lea dacă ai fi cunoscut lucrul acesta. Nu? Măcar în această zi. Însă, a avut un timp de când a început și până în acea zi. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Timpul acesta a expirat. Apoi, în al doilea rând, nu au cunoscut vremea cercetării. Uitați ce a făcut! în vremea cercetării, dragii mei. Matei 23 cu 37 se adresează Domnul Isus Hristos Ierusalimului și spune Ierusalime, Ierusalime, care o mor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum îi strânge găina puii sub aripi? Și uitați concluzia care este. Și n-ați vrut. Și n-ați vrut. N-au cunoscut vremea cercetării. Au avut un timp pe care nu l-au fructificat și, și timpul acesta a expirat. Acestea sunt greșeli făcute de Israel, dragii mei. Vreau să te întreb în ziua de astăzi. Cunoști tu vremea cercetării tale? Și dacă o cunoști, ce faci? Ce faci dacă o cunoști? Pentru că este un timp, așa cum l-a avut și poporul Israel. Și tot la fel acest timp va expira. Prin această șansă oferită, el ne-a chemat la viață și nu orice viață. Ne-a chemat la o viață veșnică, la o viață eternă. Dumnezeu ne-a oferit mântuirea prin Isus Hristos, prin această șansă oferită neamurilor, oferită nouă, oferită ție, ție, ție și mie, dragul meu. Ne-a dat dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Este puțin lucrul acesta să ți se dea dreptul să te numești fiul regelui regilor, fiul împăratului împăraților. Este mare lucru lucrul acesta, dragii mei. Vreau să spun în ziua de astăzi că ce este vremea cercetării în care Dumnezeu te cercetează. Te cercetează Dumnezeu la, la, rugăciune când încep să scurgă lacrimi pe obraz stând înaintea lui Dumnezeu. Te cercetează Dumnezeu la cântare și îți înalți inima, toată inima ta o înaintea lui Dumnezeu și când și dai slavă pentru că Dumnezeu te cercetează. Te cercetează Dumnezeu la predică când îți vorbește și spui Amin, Aleluia, slăvi să fie Domnul. Te cercetează Domnul printr-o încercare prin care treci. Și se vorbea la timpul de rugăciune și fiecare dintre noi am experimentat lucrurile acestea în viața noastră. Te cercetează Domnul noaptea în așternutul patului, printr-un vis de noapte, printr-o științare și tu tot nepăsător rămâi. Ori ești un foc de paie care se aprinde repede și se stinge la fel de repede. Este vremea cercetării și este un timp, dragul meu, care va expira. Timpul acesta nu este etern. Doar viața veșnică este eternă. Poate că vii la biserică de mai mult timp și încă nu te-ai hotărât pentru Isus Hristos. Astăzi este vremea cercetării. Poate că vii de mulți ani, dar nu ești așa cum ar trebui să fii. Astăzi este vremea cercetării. Este o șansă oferită de Domnul Isus Hristos. Este un timp de har, dragii mei. Și pentru tine care te-ai învățat să flirtezi cu păcatul, vreau să spun în ziua de astăzi, este doar un timp limitat de har. Pentru tine care la biserică ești un om și când ești afară ești un alt om, este un timp limitat de har. Pentru tine care spui se poate și așa, pentru că te-ai învățat așa, vreau să spun în ziua de astăzi că ce este un timp limitat de har. Poate că te-ai învățat cu o pocăință lejeră, dragul meu. În ziua de astăzi vreau să spun că este un timp limitat de har. Te-ai învățat fără responsabilități, că este mai bine așa. Este mai ușor fără responsabilități. Însă vreau să spun în ziua de astăzi că este un timp limitat de har. Nu-ți respect soțul. Nu ești un ajutor potrivit pentru că nu-ți place să fii supusă. Vreau să spun în ziua de astăzi că este un timp limitat de har. Nu-ți iubești soția așa cum ne-o cere Sfânta Scriptură până la sacrificiu. Vreau să spun, bărbatule, în ziua de astăzi, că ce este un timp limitat de har. Nu-ți respecti părinții, nu le dai cinstea cuvenită. Cel care ești tânăr sau tânără, vreau să spun în ziua de astăzi, că ce este un timp limitat de har. Întrebarea este și te întreb în ziua de astăzi, ce faci cu timpul acesta? Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu pentru ziua aceasta? Vă rog să fiți cu luarea minte. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Pentru că este un timp limitat de har. Chemați-l câtă vreme este aproape. De ce? Pentru că este un timp limitat de har. Să se lase cel rău de calea lui și omul de nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Pentru că este un timp limitat de har. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt căile, căile voastre, nu sunt căile mele, zice Domnul. Dragii mei, am citit în Sfânta Scriptură despre Apostolul Pavel. Este un personaj foarte cunoscut. Noi știm că Pavel, înainte de a se întoarce la Domnul, se numea Saul. Domnul este cel care i-a schimbat numele. Saul din Tarsul Siliciei. Omul acesta era plin de râvnă pentru religia în care se afla. Și îi asupra pe creștini. Avea autoritate, avea armată în spatele lui și mergea și urmărea pe creștini, îi prindea și-i arunca în temniță, în închisoare. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că n-a fost de ajuns lucrul acesta, a mers la mai marii lui și a cerut scrisori de împuternicire, ștampilate și parafate, care i-a dat dreptul să meargă și prin împrejurimi, să-i vândeze, să urmărească pe creștini, crezând că în felul acesta face voia lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi, când mergea spre Damasc, se afla pe drumul Damascului, dintr-o dată a strălucit o, o lumină puternică, n-a putut să reziste cu toate scrisorile lui și cu toate împuternicirile și cu toată autoritatea pe care o avea. N-a putut să stea în picioare. Spune cuvântul lui Dumnezeu că a căzut jos la pământ ca orb, ca mort, orb. Și o voce s-a auzit care i s-a adresat și a spus Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și el credea că face bine ceea ce face. Orb cum era frântit la pământ, a zis, cine ești tu, Doamne? Și Domnul a răspuns, eu sunt Isus, pe care îl prigonești și Saul capitulează capitulează se pocăiește îl primește pe Hristos în inimă n-a zis Doamne mai lasă-mă până mai lasă-mă până mâine Doamne că am o misiune Doamne trebuie să merg în Damasc Doamne și am auzit că acolo sunt mulți creștini voi merge, voi pune mâna pe ei îi voi arunca în temniță îmi voi încheia misiunea Doamne și după aia voi veni și te voi sluji când te întâlnești cu Isus Hristos, nu mai este timp de amânat. Când te întâlnești cu Isus Hristos, viața ta se schimbă în totalitate. Însă dacă Saul, dragii mei, pe drumul Damascului s-ar fi întâlnit cu un predicator care i-ar fi ținut o predică, întrebarea este s-ar mai fi pocăi Saul? Probabil că din politețe l-ar fi ascultat, așa cum stai în ziua de astăzi aici și asculți, din politețe sau din anumite interese. Și după aia ar fi ocolit și și-ar fi văzut de drumul lui mai departe. Însă vreau să vă spun ceva. El s-a întâlnit cu Isus Hristos? În dimineața aceasta, în ziua de astăzi, vreau să spun un lucru, dragul meu. Predica și predicatorul poți să-l ocolești. Și deseori facem lucrul acesta, să pe Iisus Hristos nu poți să-l ocolești. Când Saul s-a întâlnit cu Isus, Hristos a căzut la pământ. Ne-a zis, Doamne, nu știu ce o să zică familia. Nu știu ce o să zică neamurile. Doamne, dar ce o să zică preoții? Ce o să zică cei din casa mea? Doamne, ce o să zică cei care s-au bazat pe mine, Doamne, și m-au împuternicit? În momentul când s-a întâlnit cu Isus Hristos, n-a mai contat nimic ce zic ceilalți. De ce? A contat doar Isus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ce contează pentru tine în ziua de astăzi, dragul meu? ai stat și stai înaintea cuvântului lui Dumnezeu, vreau să te întreb ce contează mai mult pentru tine. Facă Domnul să conteze pentru fiecare din noi o viață trăită în prezența lui Dumnezeu. Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Înainte să intre în Ierusalim, spune cuvântul Domnului că a plâns pentru cetate. De ce? Au pierdut șansa. Au pierdut șansa. Ți-a oferit Dumnezeu o șansă și un timp de har. Întrebarea este: Ce vei face cu șansa aceasta? Ce vei face este decizia ta. Cum îți vei trăi viața este decizia ta. Îi vei sluji lui Dumnezeu este decizia ta. Cum îi vei sluji lui Dumnezeu este decizia ta. Însă vreau să te îndemn în ziua de astăzi: Nu mai sta nepăsător. Primește-L pe Hristos în inimă. Poate, dragii mei, venim de ani de zile la biserică și ne-am învățat cu tabietul nostru. Ne-am învățat cu comoditatea noastră. Ne-am învățat cu o anumită mentalitate și gândire despre ce înseamnă pocăință, viața trăită cu Dumnezeu. Însă vreau să vă spun că în ziua de astăzi, punându-mă în lumina Sfintelor Scripturi, văd că am multe corigențe în viața mea. Am multe lucruri pe care trebuie să le rezolvi. Sunt multe lucruri pe care trebuie, cu care trebuie să vin înaintea Domnului și să-i spun, Doamne, am nevoie de o pocăință sinceră. Am nevoie de o pocăință reală. M-am oprit în dreptul câtorva versuri de la o cântare cunoscută. Și în încheiere vreau să citesc aceste versuri. A bătut la ușa ta cineva și n-a răspuns nimeni. În tăcerea negrei nopți. Stă un om și plânge. Fața lui e numai răni. Trupul numai sânge. Cine ești, străin pribeag? Cine ești? De-al cui amar pribegești? Pentru cine te-au brăsdat bice fără număr? Ce povară ți-a lăsat rana de pe umăr? Eu? Sunt robul ce slujesc tuturor, un om al durerilor. Nimeni plata nu mi-a dat. Numai spini și ură, numai roșii trandafir pieptul mi-l umplură. Eu sunt pâinea ce s-a frânt lumii întregi sunt vinul eternei legi. N-am venit să plâng în drum răni ustur usturătoare, plâng pe cei ce se pierd acum, ce pierd acum ultima chemare. A bătut la ușa ta cineva. O, deschidei nu mai sta. Nu lăsa să plece trist, Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Nu lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Amin.